În ce măsură sunt asigurate instituțiile de învățământ cu detergenți și dezinfectanți? Pentru că se vehiculează printre părinți că li s-ar fi înaintat cerinți să procure ei. Deci, instituțiile din surse proprii au achiziționat detergenți și dezinfectanți pentru circa 2 luni de zile. Asta înseamnă o cantitate de 1500 litri la nivel de raion, dezinfectant de mână inclusiv de suprafață, plus încă 500 de pastile, echivalentul a 5000 de litri de apă, plus șervețele antibactericide și plus covorașe dezinfectante. La fel, din donația UNICEF către Ministerul Educației am mai primit și am repartizat în școli încă 500 de litri de dezinfectanți și 250 de litri de săpun lichid, la fel pentru a fi utilizat o lună jumătate, două. Astfel că școlile noastre sunt asigurate pentru 3-4 luni cu dezinfectanți și detergenți, ceea ce ține de vehicularea cartei cu părinții să procure. Eu cred că este alegerea fiecărui părinte ca să-și aprovizioneze copilul cu un dezinfectant de buzunar sau cu șervețele de buzunar pentru igiena sa personală. Cadrul didactic nu ar trebui să impună lucrul acesta, fiindcă ce ține de încăperile școlilor sunt asigurate cu dezinfectanți 100%. Și care este perspectiva după ce utilizați dezinfectanții după 2 luni de zile? Păi am zis, pe minim 2 luni școlile sunt asigurate din surse proprii. Mai avem donația de la UNICEF prin intermediul Ministerului Educației, care a ajuns la noi în proporție de 30%, mai așteptăm 70% din acești dezinfectanți, care la fel vor mai fi încă pe 2 luni, respectiv anul bugetar se încheie și în anul următor bugetar școlile vor planifica în bugetul lor banii respectivi, sursele financiare respective pentru a achiziționa dezinfectanți. Doamne ferește, nu vreau să se întâmple, dar în cazul în care se îmbolnăvește vreun elev, e testat pozitiv la COVID-19, ce faceți? Conform reglementărilor de organizare a procesului educațional în condițiile pandemice, în cazul în care un elev din clasă se îmbolnăvește, este confirmat pozitiv cu COVID-19, atunci toată clasa trece în autoizolare și procesul educațional în această clasă trece pe online. Toți copiii dispun de dispozitive? Nu toți copiii 100% dispun de dispozitive, cu toate că pe parcursul verii și în perioada din martie până în mai, mulți părinți s-au străduit ca să achiziționeze careva gadget-ul și pentru copiii lor ca să poată face față situației. La fel, peste vară, mulți copii s-au profesionat. Sigur că nu putem să vorbim aici 100%, circa 10% dintre copii nu au încă dispozitive. Fiecare instituție se gândește la fel și noi, ne gândim cum am putea să-i ajutăm. Există campania Donează un computer. Așteptăm, poate se găsește cineva care ar vrea să facă un act de binefacere către o familie cu copii, către o familie social vulnerabilă, unde sunt 3, 4, 4, 5 copii, ca să excludem această problemă și această, nu știu, potențială dificultate. Dificultate, da.